E incendiu în țară de alegeri și nu din cauza codului roșu de caniculă. Toată lumea a ieșit la vot chiar de dimineață. Foarte bine, faceți asta în continuare, pentru că urnele sunt deschise până diseară la ora 22. Haideți totuși să ne oprim un pic ca să vedem niște date concrete. Conform datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, până la ora 12, astăzi, pe 9 iunie 2024, au votat 3.129.846 de alegători, adică 17,31%. Față de 2020, când la locale s-au prezentat 15,69%. Și la europarlamentare stăm bine. 3.203.570 alegători, adică 17,78% față de 14,98% în 2019. Și foarte, foarte important, tinerii și tinerele cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au ieșit mai mulți la vot decât cei din grupele de 25-29 de ani și 30-34 de ani, cel puțin până la ora 12:30. Ce să zic, e un trend interesant, dar haideți totuși să nu tragem concluzii, e de vreme pentru concluzii. Însă, diseară s-ar putea să avem o surpriză și alegerile astea să fie influențate masiv de oameni cu care nu prea a vorbit nimeni până acum. Asta mi se pare chiar tare, că au votat tinerii din țara asta. Mă simt eu mândră, efectiv, că au înțeles, persoanele de vârsta mea, au înțeles cât de important e să meargă oricine de orice vârstă la vot. Fruntașele la voturi sunt următoarele județe: Telorman, Olt, Giurgiu, Mehedinți, Vâlcea și Dâmbovița. Păi ce facem noi, oameni buni din județele astea mari? Cluj, Iași, București? Asta e, poate s-au trezit și ei mai târziu. Important e să mergeți, da? Poate mai pe seară, când e mai plăcut afară, că până la 10 mai e timp.